nu ne interesa 30 de mii. Păi zice, voi ați spus că e o boală incurabilă. Cum nu mai am? El știa ce-a făcut, a fost la mine chitară, ca bine. Cum nu mai am mie chitară, că a spus că e boală incurabilă? Păi nu știu ce ai făcut, ai făcut ceva și s-a schimbat situația. Noi nu știm cauzele de la mie chitară. Ce era? Gastrotilax elongatus. Al doilea care stă acolo, și vă spun sigur ce vă spun, nu am niciun fel de lucru din practică, e o curvă care verișoară lui dirofilarea, dipetalonema persans. Și dipetalonema persans de ofilare, tot de la când vine, care găsești câinii până, lift, în bloc, deci pe, și ei și pe, zici, bă, eu n-am câine, păi de unde am? Nu e problemă, că au alții. Și au și la restaurant, au chelmi, așa. Și dipetalonema și ea intră ca și gastrotilax în carte. Și te termină, îți distruge viața. Ei, astea au fost niște exemple ca să înțelegeți că nu tot ce zboară se mănâncă, că zboară și avioane, neuntus kamikaze, care poate să-ți facă rău. Deci, practic, când e zis negativ, nu întotdeauna e negativ. Eu zic la, la laboratoare, dumneavoastră știți ce spun, nu? Ce, ați văzut de ce tot. A, și atunci, doctorul trebuie să aibă, cunoașterea acestor cauze, să-i bănuiască și să-i bage în sită. Adică să bage diagnosticul diferențial care e, din cei trei. Adică gastrotilax sus, Helicobacter din bacterie jos în pilos, dacă n-ai Helicobacter și ai simptome de sindromul Barr, anticameră de cancer. I-am vindecat, care a fost cu displazie canceroasă, vindecată complet. Bine, nu pot să spun numele, domnul Poca știe. Așa, și acum, despre ce e vorba? Dar nu mai recunoaște după ce l-ai vindecat, s-a terminat. Îți dă în cap, te termin. Nu, este ceva oribil când omul nu are conștiință că tu l-ai ajutat și l-ai scos dintr-un cancer. A uitat total. De două ori, deci pe persoana aia spune, nimic, ia, merge mai departe, tot, nu contează. Dar și asta e o lecție, că Dumnezeu te învață, prin cazul, nu cere niciodată recunoștință. Pentru că dacă ceri, poți să ai mari necazuri. Adică să fii în probele de umilință, să te simți umilit și mai departe. Eu am simțit multă umilință când eram în timpul lui Ceaușescu și un pic umilință și când m-am întors după asta. Dacă ne-am citit cartea lui Henry Coan și la un geniu așa de mare, câte probe de umilință le-au făcut românii să aibă, românii când s-a întors pe timpul celălalt și după, citiți cartea să vedeți. La Henry Coan. Și atunci am zis, păi dacă lui, care e geniu planete, a pățit ce a pățit, păi eu care sunt un amărât de pilot, că sunt un pilot aici care pilotez niște mici avioane, ce să mai discutăm? Deci nu mă mai plâng. Nu mai vreau recunoștință de la nimeni. De nimic. Ei, și atunci, oameni buni, problema care e, sigur că timpul trece și când nu decizi într-un timp scurt după ce ai auzit niște lucruri, după ce ai înțeles că trebuie să fii instruit și să cunoști, dacă trec 3 luni, nu vă mai duci aminte ce am vorbit aici. Pentru că viața te duce înainte. Pe toată lumea e la fel. Te trage și te duce pe ce? Pe aceeași cale pe care ai fost. Mă înțeles? Pe calea necorespunzătoare a tratamentelor pe cauzele bolii. Pentru că asta e medicina cauzelor bolii. Acum, ați văzut că avem și pentru metale și pentru substanțe chimice, deci poți să scoți virusul, paraziți, nucegaiuri, ciuperci și așa mai departe. La purificarea sângelui este automat. Doamna Otila știe tot și Santa Lucia. Deci, cei care lucrează. Deci, atenție! Purificarea sângelui, nu contează timpul. Este formidabil, pentru că am văzut pe microscopie în câmpul scur la Baden-Baden și la San Diego cu profesor Robert Bradford, care e președintele companiei de la American Biologics, un geniu care lucra în permanență, în colaborare, cu John Onescu de la noi, Kike Spesa Clinic, românii, director științific a unui clinic de medicină biologică în Germania. Și, bine, datorită lui John Onescu am ajuns la Robert Bradford. Și am văzut în microscopie specială acești scălări. Microorganisme, ciuperci, mucegari, care după antibiotic imediat se duc sus. Imediat. Care îi vezi în microscop, microstăinești, și îi vezi la microscop în contrastă fază, în poscur, ca niște meduze, oameni buni, care stau agățate cu crazy glue, cu lipici nebuni. Își fac ei un biofilm acolo. Și stau agățate pe membrana globului roșu. Când stai agățat pe membrana neprotezul dermatosă, când începe globul roșu plămân, păi nu mai am o saturare a hemoglobinei 100%. 60, 55. Și atunci tu ai hemoglobină normală, că asta fac călăi de comunismul chimic internațional. Ei ți-au hemoglobină, globule roșii, fier. Ba, n-ai anemie.
Păi nu, mă, nene, păi există anemie funcțională, disfuncțională. Păi dacă tu ai nitriți, că tragi de încărnați zi și noapte, nu? Care au nitriți, mai și bagi să fie prăjiți cu nitrozamine, toate ca cele. Normal, nitriții intră în hemoglobină, se cheamă metemoglobină mie, cam oxidul de carbon de la fumul de țigară sau de la țevile de șapamec, care fac carboxemoglobină mie. Păi cum să funcționeze oxigenarea când hemoglobina e blocată? Și în cazul cu ăștia, cu mucegarul și cu... Se cheamă mucor acemorus, mucor mucegos, pegilus, micelum, rizobumeriloti, ergosteroticum, toate astea se văd. Incluziune lui von Bremer, ciclu Endra în Germania, se știa de 70 de ani. Păi dacă tu nu știi teoretic că există, păi tu îi lași acolo în permanență. Păi și normal că nu ai oxigenare bună în creier, n-ai în inimă și începe norocire cu metabolisme viciate. Deci și hipoxia este cauza pentru teren de cancer. Să nu credeți că e o cioacă. Pentru că toate celule canceroase funcționează în anaerobioză. Aici e puiul pe perna. Metabolismele sunt terminate. Nu mai lucrează cu oxigen. Și atunci, eu nu știu, pot să mai vorbesc și 3-4 ori dacă faceți întrebări și pe orice canal încerc să vă răspund. Dar vreau înainte, că poate unii au nevoie să plece mai rapid, vreau ca domnul avocat, Petre Isaac, care a binecuvântat proiectul prin știința lui, care nu e simplă, să poată să țină legal, nu știu dacă mă înțeles, pentru că pot să fie atacat, distrus, pe ei, rechin, lupi, așa. Și atunci, domnul avocat vă explică că nu, să n-aveți dubiu că e ceva neclar, că aveți o tehnologie care vine ceva și o prinde și se deții legal. Și acum îi dau cuvântul domnul avocat Petru Isaac. Domnul profesor, până să vorbească domnul avocat, o întrebare. Acuratețea diagnosticării. Dacă pacientul, în timpul diagnosticării, este ia antibiotic sau tratament imunosupresor. Nu influențează la detectarea microorganismului, nicio terapie nu poate influența. Da. E rezonanță de câmp, dar tot acolo este. Nu are. Sigur. Domnul avocat, vă mulțumesc că aveți un pic de răbdare, pentru că domnul avocat vă dă claritatea ca momentul în care voi aveți tehnologia, să fiți sigur că oricine ar veni, inspector de unde vrea, și amistosul nu poate să facă nimic, că e legalizată, puteți să practicați. Mulțumesc, domnul doctor. Doamne, domnul Șoră și domnule, vă mulțumesc că astăzi v-ați rupt din timpul noastră liber, să vă veniți cu noi, prin grija domnului Cătălin Sproie, asoțit în zără ca domnului Op. Problema este următoarea. Noi am pornit acum 12 ani să aducem legal în fața publicului, în fața celor suferinți, o tehnologie care dădea rezultate, dar care, pentru a evita orice fel de conflict cu potențialii reclamanți, și apoi cu legea implicit, să aducem pe calea legală tot ce înseamnă funcționare, punere în aplicare și acestei tehnologii. Am reușit acest lucru, n-a fost ușor. La momentul de față, tehnologia deține certificat CE 1370, deci suntem recunoscuți internațional prin un certificat CE, eliberat de Bureau Veritas, organism care este recunoscut în 140 de țări, începând cu Statele Unite, Australia, China, ce vreți noastră, Japonia, Mexic și toate aceste țări. Având la bază această tehnologie, brevetul domnului doctor Dobrea și al răvăsatului Ion Tomescu. Pe lângă aceste chestiuni, acest aparat, acest sistem, că este un sistem pentru că lângă el funcționează și alte chestiuni, acest sistem are binecuvântarea scrisă a Ministerului Sănătății din România, pentru că trebuie să fim cumva ancorați și în România, să nu cumva să invocăm numai norma internațională. Deci este recunoscut de Ministerul Sănătății, Agenția Națională a Medicamentelor și Dispozitivelor Medicale. În România există și aprobarea lor pentru acest aparat, pentru tehnologia această chestiune, nu constituie aparat de medicină alternativă. Domnilor, doamnelor, doctori, domnișoarelor, doctori, există în România o problemă care se spune că libera practică este generată doar de specialitatea pe care ai primit-o în facultate, dacă ai făcut specializare, și dacă cumva utilizezi altceva, există riscul să pierzi dreptul la liberă practică. Nu. Acest aparat este considerat și este, într-adevăr, ca orice ecograf, ca orice
ca aparat de EKG, ca orice aparat de RMN, de rezonanță magnetică, de ce vreți dumneavoastră. Deci nu este o chestiune separată de celelalte. Documentele care stau la baza recunoașterii oficiale, interne și internaționale acestui aparat, conferă aceleași drepturi acestui aparat ca și celorlalte. Nu există între noi nicio diferență. Sigur, între mine și Simon se există că eu n-am decât un aparat. Simon are 28 de tipuri de aparate care le face, RMN, computer tomograf și așa mai departe și alte tehnologii. În România, persoanele pot folosi, orice persoană, nu neapărat medic sau cu specializare medicală, asistent medical, farmacist, naturopat și așa mai departe. Deci orice persoană poate folosi pentru că aparatul este de categorie de clasă 2A. Deci fiind de clasă 2A, norma europeană pe care este aprobat acest aparat 92.43. Dispozitiv medical. Dispozitiv confirmă existența acestei chestiuni și o certifică ca dispozitiv medical. Orice altă jucărie existentă și despre care au zis că se vorbește despre biorezonanță, nu este medical device. Avem nu există ce la ele, nu există recunoaștere oficială a Ministerului Sănătății, nu există nimic. Din acest motiv, noi vă garantăm dumneavoastră sub semnătură și cu toate documentele în copie certificată, la momentul în care se livrează aparatul, există un dosar al aparatului pe care, acolo unde îl folosiți, ăla trebuie să fie găsit lângă aparat, oricine vine în control, prezentați doar acele documente și vă sunt suficiente. Pentru partea de instruire, noi avem obligația impusă de această normă, normă internațională, Directiva 92/43 a Comisiei Europene, corectată la 20 aprilie, ultima dată în 2017, obligația brevetatorului acestui aparat de a instrui pe utilizator. Și obligația aceasta se materializează prin eliberarea unei atestați, o semnătură și parafă a doctorului Dobrea că ați fost instruit în utilizarea acestui aparat. Asta este singurul document în plus față de cele care legea ne obligă, norma internațională ne obligă și pe care noi le punem la dispoziție la sfârșit. Ultimul lucru pe care trebuie să-l știți, pentru cei care vor să facă o societate comercială, să lucreze într-un cabinet, nu ca persoană fizică autorizată, ca terapeut, vrea să lucreze într-o societate comercială, există un cod CAIL 1690, alte tipuri de medicină, unde sunt incluse aceste tipuri de medicină. Deci nu există dubiu asupra legalității existenței, funcționării, autorizării acestui aparat, acestui sistem. Ce trebuie să mai înțelegeți dumneavoastră este că întotdeauna aveți obligația, ca în orice altă chestiune, să, când vine pacientul în fața dumneavoastră, să vă dea acel consimțământ informat, să-i spuneți despre ce este vorba și să respectați regulile din manualul de utilizare al aparatului. La achiziția unui aparat, unui sistem din acesta, noi ne prezentăm în fața dumneavoastră la domiciliu, sediu, unde vreți dumneavoastră, unde solicitați livrarea, producătorul aparatului care este în sală, domnul inginer Coșoveanu, pentru care vă mulțumesc pentru tot ce face pentru noi, împreună cu subsemnatul sau altă persoană, și facem prima etapă de instruire, instruirea tehnică și o parte din instruirea medicală, iar finalul îl faceți personal cu domnul dr. Dobrea, unde puteți să discutați, să întrebați, să testați, să faceți orice chestiune medicală. Ultimul lucru al nostru pe care domnul doctor vi l-a arătat este faptul că este aprobat oficial utilizarea etalonelor de neurotoxine sau metale grele, cum sunt cunoscute mai la îndemână de populație. Neurotoxinele sunt metale grele, 65 de etaloane de metale grele, toate adică le aveți, confirmate de doctorița contactat, și 7 etaloane de coloranți cancerigeni. Deci, în momentul în care noastră faceți această achiziție, aveți aceste chestiuni care sunt etaloane certificate, omologate și pe care dumneavoastră le puteți folosi cu succes. Eu vă mulțumesc încă o dată că ne-ați suportat atâta vreme și sperăm că v-am adus măcar câteva noutăți deosebite. Vă doresc să aveți un reze weekend bun! Doresc să puneți o întrebare, domnul inginer? Da, vrea ca să întreb. Da. Cam de câte ori trebuie să facem, deci eu am făcut un tratament la dumneavoastră.
Mai trebuie să vă explic cu tata. Da. Nu, bine că întrebați. Asta e foarte, vă mulțumesc. Nu, asta chiar dacă perdeam, nu era bine. Deci asta e o întrebare absolut dumnezească. Deci și aici avem asta. Spionul numărul 1 din Craiova, doamna diaconul știe tot. Așa. Deci, în momentul în care ai făcut o terapie pentru niște cauze, le-ai îndepărtat. Persoana se simte bine o perioadă. Nu poate, deci trebuie să fiți foarte atent, nu poate numai să facă terapie împotriva microorganismelor, să lasă terenul abandonat cu cadavre, cu inflamație, cu tot, și să nu ia o terapie biologică. Deci, de fiecare dată, vă știți care sunteți adepți sau ați făcut terapii, că se scrie și o rețetă prin testele medicamentelor, naturale, bineînțeles, biologice, mai departe vin din Germania, pentru că ei sunt mai dezvoltați, care să intre și să-și facă jobul de drenaje sau cu enzimele respective să facă o restructurare a țesuturilor care au avut niște vătămări mai importante. Pe perioada terapiei, care poate să dureze și 2 luni jumate, chiar cu injecțiile, mă înțelegeți, pentru că sunt 3 cutii și de care o să fie una seara 2 luni jumate, există ghinionul, că de asta e foarte important ca voi să aveți în cap. Să poți să iei un alt microorganism, pentru că terenul încă e slăbit, care, cu mâine, și să intre poate tot în zona în care o percep pe o zonă de tămat. Să zicem ochi sau creier sau prostată sau ce-o fi. Sau sân. Și atunci nu poți să spui, băi, nu funcționează terapia. Asta e un dubiu care poate să facă mult rău. Nu funcționează terapia pentru că am pas bine 3 săptămâni, 5 săptămâni, 6 săptămâni, nu se întâmplă la toată lumea asta. Și din nou iar am căzut un pic. Tot timpul crezi că poți să cazi, că au rămas de la terapia primă originală niște microorganisme care se întorc înapoi. Niciodată nu sunt tare. Eu nu le găsesc niciodată. N-am cum. Sunt 1000 de patogeni, oameni buni, e o știință foarte sofisticată asta cu microbiologie, parazitologie, virusologie, micologie și altă parte. Deci e foarte complicat. Și nu poți să ai bănuiala că ai un altul. Oameni serioși care mă cunosc de mult timp, nu? Și Sfânta Camelia și toată lumea care mă cunoaște și cu Sfântul Marii, ei mă cunosc de mult, deci ei știu tehnologia de la început, ei s-au chinuit cu mine nopți întregi, până la 2, noaptea 3, dar oameni serioși au stat în parcă să tragă la rame. Ați văzut? Ce? 6 ore, oameni buni, a durat operația pe creier să scoată răgățelul la mic de chist de la cisticercul, de la porc. Am mâncat șoric de porc, a tras de șoric și uite unde a ajuns. S-a dat operație. Sau nu știu dacă era șoric. În Mexic, zicea că în Mexic o luat un tacos, nu știu ce. Bun, dar sigur că era carne de porc. Păi, nu, logic, te-ai neasuit. Și atunci, 6 ore operație să-l scoată pe ăla. Păi eu am filme în care spune, la cisticer, îl scoatem, aici n-au spus, dar nu e sigur că nu mai e o larvă de tenia pe undeva și să continue procesul după ani de zile. Că ajunge un proces lent. Tu trebuie să faci terapia să-l scoți de la circulația definitivă. Deci pacientul care are o recădere, ghilimele, trebuie să înțeleagă că a avut un ghinion și trebuie să facă o reevaluare, se cheamă, ca să putem să ne înțelegem. Ca să vadă, măi, cine mai a intrat? Nu o să fie, poate, terapia foarte lungă ca prima dată, că nu sunt toți aceiași mulți. Dar un microorganism care intră după o lună jumătate sau două și te tulbură, nu poți să aștepți să continui cu terapia biologică, crezând că terapia biologică își face jobul și până la urmă simptomele alea dispar. Dacă persistă sub terapia biologică o săptămână, două, nu mai poți să stai mai mult de 2 săptămâni. Pentru că microorganismul care a intrat pe terenul respectiv începe să facă din nou daune. Dar terapia biologică nu poate să te depărteze pe acest binate. Trebuie să te ocupi de el să-l scoți. L-ai scos, sunt cazuri, nu multe, care se întâmplă acest ghinion. Dar oamenii care au o viață ordonată din punct de vedere igienă mentală, igienă alimentară, știu ce ape să bea și mai departe, să mai încarcă energetică cu mama natură, nu au geopatii. De aia trebuie să știi să anestezii. Te pui un pat, cursul de apă subterană, nodul Harma, rețeaua lucrurii, pe vin 130-140 de microsive să măsoară geopul. Deci eu am văzut cu ochii mei, aparate, care măsoară câmpuri. Și tu stai acolo, întins toată noaptea și ești bombardat. Când la nivel neutru, pentru orice om, trebuie să fie câmpul
între 8 și 10 microsievert. Dacă eu stă 30-140, că am văzut măsurătorile și l-am văzut și la mine și, și, și chiar în sălile de conferință care am făcut că măsuram, ei vă dați seama că oricum nu face față. E depolarizat cu un gând plecocir care poate să fie chiar cancerogen, că se rază gama. Se rază gama la care vin, cum să rezistează. Și atunci nu știi unde dorm, nu știi cum să te protejezi și bă terenul respectiv, normal că tot acolo cade un microorganism în prostată sau în vesica, în biliară sau unde vreți voi, în creier. Și atunci normal că ai o cădere, nu? Și atunci persoane care mă întreabă pe coridor, persoane simpatice, inteligente, că eu cum scap de atac de panică? Eu nu pot să scap de atac de panică că e un medicament. Trebuie să cauți cauzele. Nu sunt numai mentale. Am spus la început. Sunt cu microorganisme în anumite centre nervoase și începe, bineînțeles, asta, disconfortul a început slab și după aia tot mai grav este. Sigur că sunt produse pentru și împicături și injectabile făcute de nemți. Pe Infdis, de la Infirmarius, domnul avocat știe ce înseamnă, ăla-i produs divin, ăla-i cel mai tare pe planetă și biologic. Că sunt oameni care nu mai conduc mașina din cauza asta. Așa au probleme în familie. Așa. Și atunci, sigur că trebuie să observi toate aceste reguli fundamentale vieți. Nimeni nu-i vinovat, nici pacientul, nici medicul, că ai fost reinfestat într-o perioadă, nu știu, de o lună jumătate, două luni, după ce ai făcut o terapie. Îi depistezi pe aia. Normal că noi avem aici oameni care au o pregătire foarte serioasă, în afară de profesori, ca profesor, nici pentru profesorilor lor, au o pregătire serioasă și în câmpul ăsta, pentru că au studiat, au luat cărțile, s-au preocupat. Deci, domnul inginer, sigur că când se uită într-un soft, nu se uită ca pisica care doar mare. Știe exact ce e acolo, știe să rectifice, cere modificări. Deci este un ajutor în momentul în care un spirit este activ și cu lumină ca să putem să creștem toți împreună. Self-realization fellowship. Așa se cheamă, nu? Ei, și atunci, normal că nu există, dacă faci a doua terapie, chiar la sfârșit, să zicem, nu? Dacă sunt boli cronice cu tendință degenerativă, ai făcut și te simți chiar bine. Hai să zicem, cazul. Te simți bine și zici, acum faci pauză. Două luni, trei luni. Păi dacă tu nu ești complet vindecat, ai o ameliorare de 70% și te simți, băi, bine, sigur. Și nu continui terapiile. Nu zic atât că ești reinfestat, dar țesuturile alea încă nu sunt regenerate. Sistemul imunologic încă nu este la strong life. Nu? Înțelegeți? Și atunci, normal că trebuie să continui cu alte produse testate ca să se întregească și să regenereze toate zonele care au fost lătămate din cauza cauzelor. Faci două, maximum trei și după aceea te-ai stabilizat. Știi regulile? Da, dacă ai aparatul, faci o repolarizare și seara, 10 minute te vigorează, dacă ești obosit și ajutați-mă, electrosmogul, nu, celulare, computer și 10 minute te-ai încărcat cu 10.000 de Hz, unda divină de la Gogu Constantinescu, el e părintele sonicelor, eu descoperi treaba asta. În momentul în care te-ai încărcat cu asta, îți faci o curățire a sângelui. N-ai cum după 50 de ani să zici, bă, eu sunt așa de tare că la mine nu intră bucegaiul sau microciuperci. Deci ca și cum flora intestinală e ca la 14 ani. Hai să fim serioși, după 50 de ani de friendly flora se duce. Nu mai are putere. Și pe ea participă pentru sistemul imunologic. Atunci normal că dacă se duce ciclul lent de la metamorfosă, apar aceste microbe care trec în intestin și le găsește în sânge. Curățarea sângelui, periodic, adică întâi încărcarea curățarea. Deja ai făcut mult, că pe terenul biologic mai greu poți să-ți faci colecții mari.